Salutare! E ora 9 la mine, în drumul taberei la București și la voi, probabil, cei mai mulți spectatori și spectatoare veți fi tot din România sau din cealaltă Românie, de dincolo de Prut, din Republica Moldova, care deocamdată are același fus orar. Se pare că cu ocazia schimbării, trecerii la ora de iarnă, s-a constatat că noi, aceste două țări, suntem potrivite cu ora de iarnă și am înțeles că președintele Dodon chiar a început un sondaj online ca să afle părerea cetățenilor despre nevoia de a face schimbările astea de două ori pe an, la ora de vară, la ora de iarnă. Asta după ce deja s-a decis, s-a votat la nivelul structurilor decizionale europene că peste un an sau doi se va renunța la trecerea asta. Și asta după ce s-a împlinit vreo 110 ani de când se fac primele treceri la ora de iarnă, la ora de vară, din timpul industrializării de la începutul secolului 20, când boierii industriași aveau nevoie de cât mai multe ore de muncă pe timp de zi, cu cât mai mulți oameni ca să lucreze în timpul zilei. Și de asta treceau așa la ora de iarnă, la ora de vară, dar se pare că cel mai deranjant e trecerea, schimbarea asta. Oamenii foarte greu reușesc să se adapteze după ce primăvara au cea mai scurtă zi cu 23 de ore doar, iar toamna au cea mai lungă zi cu 25 de ore. Dar nu despre asta vreau să vă propun să vorbim. Nici măcar nu știu ce exact aș vrea să vă propun să vorbim. Încă e campania electorală aici în România. Vor fi alegeri prezidențiale pe 10 decembrie și e o duzină de candidați pentru funcția de președinte, chiar dacă se știe că Iohannis va lua al doilea mandat fără dificultăți. Iar în Republica Moldova e turul 2 la alegeri generale locale în unele localități unde nu s-a decis din prima cine să fie sau să rămână primar și primară. Miza cea mai mare e la alegerile din Chișinău, din capitală, unde din nou, ca acum un an, au ieșit în turul 2 reprezentantul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban cu cele mai multe voturi și reprezentantul blocului acum, Andrei Năstase, care deține și funcția de ministru de interne și de vicepremier, iar astă iarnă a fost ales ca deputat în Parlament. Acum, în urma alegerilor repetate în circumscripția 33, fratesul Vasile Andrei Năstase a intrat în Parlament, așa că schimbăm un clan pe altul, s-au dus ai lor și au venit ai noștri și noi rămânem tot ca proști. Deci, dacă mai sunt dezbateri electorale chiar și acum pe la televizor, poate vi s-a acrit deja de atâta politică și poate nu vreți să discutăm despre politică. Dar putem discuta despre orice vi se pare important. De exemplu, despre recrutare de toamnă. În România s-a abolit de mult armata obligatorie, dar mulți încă mai au nostalgie și amintiri despre vremea când veneau și te luau la oaste cu arcanul. Dacă erai bărbat sănătos și împlineai 18 ani, în Republica Moldova încă a rămas această formă legalizată, oficializată de sclavie, de robie. Eu cred că exploatarea omului timp de un an de către stat, fără ca acel om să fie remunerat, e ceea ce este. Exploatarea omului neremunerat se numește robie, sclavism, sclavie. Sunt împotrivă și mai ales când iată aud astfel de cazuri, cum am difuzat azi unul pe Curaj TV. Un tânăr a fost să treacă comisie medicală înainte de înrolare și medicii au zis să treacă nu știu ce aparat scump, tomografie sau sonografie, ceva la cap, la nu știu ce organ intern, și operația asta costă vreo 500 de lei. I-au dat termen 2 săptămâni să treacă aparatul pe banii lui în interesul statului. Și copilul s-a dus la o firmă privată, a dat 470 de lei, a prezentat documentul așa cum l-a somat medicul, și i s-a dat verdictul, da, ești apt și vei fi înmatriculat. Poftim, bătaie de joc. Eu am totuși azi o
amintire, o aniversare, se fac 28 de ani de când am plecat de acasă. Înainte de înrolare în armată, eram în săptămâna aia trebuia să împlinesc 18 ani și am zis că mă paște armata. Mulți colegi de-ai mei care erau născuți în primăvară, în iarna trecută, au fost deja înrolați în armata sovietică unii, alții încă n-au apucat să fie luați de armata națională care abia se crea atunci, nu? Sau în anul următor s-a creat armata națională în 3 septembrie. Republica Moldova atunci în 91 abia își declarase independența. Și pentru că mă păștea armata sovietică, Republica Independentă Moldova încă nu știa ce să facă cu acea independență. M-am gândit să-mi găsesc de lucru și m-am bucurat de inovația legislativă anunțată la radio că se poate face serviciu de alternativă, adică să nu mergi la armată, ci să lucrezi și un sfert din salariu să-l plătești în folosul statului. Pe motive religioase sau pe motive de convingeri politice, de pacifism, adică. Și asta m-am gândit că e taman ceea ce se potrivește cu convingerile mele pacifiste. Și de ce m-am dus la Chișinău în 23 octombrie? Parcă așa mi-am amintesc era data. În 23 octombrie mi-am luat inima în dinți. Taică-miu mă lua în Ucraina din nou să lucrăm la tot felul de privați, să facem case, punem acoperișuri, reparăm chestii. Și eu i-am zis, tată, nu, nu mai merg, că am o treabă personală de rezolvat. Lui nu i-a venit să creadă până când am coborât. El a zis, hai să coborâm acolo la Răscuce, la Dubăsari, ca să o luăm spre Ucraina, regiunea Odessa, unde lucram de obicei. Și eu i-am zis că nu, nu cobor, am rămas în autobuz și m-am dus până în centrul orașului. Și el a rămas portret, trăsnet. Încă nu aveam 18 ani, ziceam, în săptămâna ce trebuia să împlinesc. M-am dus în centru și am început să caut oficiul angajării forțelor de muncă. Acela s-a mutat, nu era lângă stadionul Republican, unde l-am văzut eu când am fost în vară la admitere la jurnalist și am picat admiterea. Era scris o altă adresă, cred că și acum e aceeași adresă, pe Mitropolit Dosoftei sau Varlam, pe una dintre străzile alea mai jos de primăria Chișinău. Am mers acolo. Mi-au zis, iată, avem locuri de muncă pe șantier, mergi la strada armenească, nu știu cât era, 19 sau 29, la direcția de construcție 45, parcă, care ținea de trustul Promstroi, un trust de construcție din Uniunea Sovietică, care avea sediu pe lângă inspecția muncii, acum, la Rășcani. Pe strada bulgară am găsit un șef de cadre care mi-a zis, da, sigur, bine ai venit la noi, du-te la Botanica, la strada Independenței și o să găsești un fel de școală de pregătire de meserii. Timp de 3 luni făceai teorie, după aceea 3 luni făceai șantier și erai meseriaș, aveai deja categorie de zidar, de exemplu. Mi-au zis că avem nevoie de zidar și am zis că eu mă pricep la zidărie, că am lucrat cu tata câteva veri și toamne pe șantiere și mă pricep la zidărie. Și m-au angajat zidar. Cred că nu m-au angajat chiar în ziua aceea. M-au trimis întâi la Botanica, acolo mi-au zis vino mâine, deja s-a făcut seara. Mi-amintesc că în drum spre Botanica, la gara de tren, am asistat la un incident. Poate în prima zi, poate în a doua zi, dar știu că în noaptea aceea am dormit la gara de tren pentru că nu aveam unde să mă duc, încă nu m-au cazat. Dar în prima zi sau în a doua zi la gara de tren am asistat la un incident foarte ciudat care mi-a marcat toată viața. Cineva, cel mai probabil, și-a pus capăt zilelor cu capul sub roata troleibuzului. Poate că era chiar troleibuzul 4 care ducea la strada Independenței, dar nu putea să fie troleibuzul 4 pentru că eu eram în troleibuzul 4 și asta s-a întâmplat cu troleibuzul din fața noastră. Și oamenii ca la o explozie s-au împrăștiat toți de la el și eu, că stăteam lângă șofer, am văzut cum omul plecat cu mâinile se ținea de bordură și cu capul făcut turtă ieșise deja de sub roata troleibuzului. Ziceam că o noapte am dormit-o la gară, după care am fost cazat la cămin la
independenței și chiar a doua zi a început să merg la cursuri, a învățat chestii teoretice despre securitatea muncii, despre cum trebuie să porți cască, despre cum se face o arcadă, cum se îmbină cărămizele, pietrele ca să țină bine, cât de gros trebuie să fie rostul, chestii teoretice, despre cum funcționează macaraua, pentru că aveam un fel de dublă specializare de Kamieschik, Stropel și Zidar, dar și operator cu macaraua, nu cel care lucrează cu macaraua, ci cel jos, cel de jos care operează cu cârligele macarale. Îți trebuia calificare și pentru asta. Și am făcut cursuri și după care m-am angajat pe șantier și am început să fac serviciu de alternativă și în felul ăsta mi-am început viața independentă de la aproape 18 ani, în 1991. Iată, pe 23 octombrie în fiecare an, mi-amintesc de această aventura mea când m-am hotărât să rup cordonul umbilical sau relația cu părinții, să plec de acasă, am zis să dorm o noapte la gară. S-a mai întâmplat să dormim pe drumuri, mergeam la competiții, făceam sport, ne duceam în Rusia, prin Ucraina, pe unde am mai fost noi și se întâmpla să mai dormim la gară sau să luăm bătaie pe la bălți când am fost la competiții, de la tot felul de gopnici, să le dăm câte o rublă, două, câți bani aveam la noi. Dormim la cămini întâmplătoare. Da, au fost destule aventuri. E, da, asta era pe cont propriu. Atunci eram cu antrenorul sau eram cu mai mulți în gașcă. Tineri care făceau sport. Sambo, judo, trânta în sat. Atunci, în octombrie 91, am început aventura vieții pe cont propriu. Și iată, mai mult de jumătate de viață o trăiesc deja plecat de acasă. Evident, mă întâlnesc, mă văd deseori cu familia, cu rudele, pentru că eram cel mai mare din 5 copii și cel mai mare din 13 nepoți ai bunicilor mei. A trebuit să interacționez foarte des cu cei care veneau de urma mea, să-i ajut, să-i îndrum cumva. Niciunul dintre frații mei nu au făcut armată. Și mai am vreo doi veri care nici ei n-au făcut armată, dar deja după aceea s-au relaxat cumva lucrurile, mulți au fost plecați peste hotare, unul a făcut facultate și a lucrat. Dar iată, a fost relația mea cu armata și cu școlile. Mi-amintesc că am avut un incident, o ceartă cu tata în 90, înainte de a pleca. Și el mi-a zis să nu vă aud că o să vreți facultăți, că n-am de gând să îmblu cu torbele cu mâncare după voi. Și săracul a avut și a umblat cu torbele de mâncare după noi la foarte multe facultăți. Eu am făcut vreo două facultăți, numai la Iași n-a venit la mine niciodată, dar la București, la Chișinău, când am învățat și la Institutul de Arte și după aceea la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică de la București. Și eu și frații mei a venit cu torbele în urma noastră și a susținut cum a putut dorința, nevoia noastră de emancipare. Și nevoie am avut multă, pentru că era vreme de după căderea Uniunii Sovietice, începea o nouă epocă, o nouă eră și tineretul de atunci, mai ales cei care abia se simțeau maturi, au simțit nevoie să se manifeste altfel decât părinții lor până atunci. Pe de altă parte, cam toată lumea, toate generațiile simt nevoie să facă ceva altfel decât ce s-a făcut până la ei, până atunci. Am urmărit și frații mei și verișoarele mele de după, alți copii și cam toți merg pe același model. Tot ce a fost până la noi e minunat și genial, dar nu întotdeauna reușim să sărim peste condiția noastră, să facem mult mai mult decât părinții noștri sau decât alți înaintași ai noștri. Putem să vorbim și despre asta dacă vă este interesant. Puteți intra cu mine în direct. Iată, Alex, nu știu de ce, și-a făcut un pseudonim nou. Bună seara, Alex. Alex de la Botoșani, care, iată, e taman de vârsta când eu am plecat de acasă. Sau încă chiar un pic mai mic.
Nu știu de ce ți-ai schimbat numele. Ți-a plăcut mai degrabă un pseudonim decât numele Nu, adevărat? un pseudonim ca să nu mai mă urmărească lumea, să vadă ce fac. Am înțeles. Și alt cont sau e tot acela, doar ai schimbat numele? Nu, e alt cont. Ăsta e alt cont. Ok, bine, uite că ai reușit și cu contul ăsta nou să intri cu mine în direct. Dacă Care e tot am situația? intrat aici în direct, să vorbesc și să dezbatem și facem și dezbatere electorală. Dar. Dacă crezi că e important, te Da. preocupă, chiar dacă n-ai drept de vot, e ciudat. Da. Sunt unii care au drept de vot și nu sunt interesați de politică, dar tu încă nu ai drept de vot, dar ești foarte preocupat. Te-am Da. văzut des poze alături de Dan Barna, de tot felul de deputați. Da. Pestiști, Îl cu susțin cine pe te... Dan Barna pentru că este un președinte cu capul pe urme, cu coloană Nu de vertebrală. președinte de partid, dar ai auzit de scandalul cu banii pe care i-a gestionat sau i-a controlat foarte Da, am prost? auzit, dar nu, n-aș crede. N-aș crede. N-aș Deci crede. Ar face așa ceva. nu ai încredere în investigația Rice. Crezi N-am mai degrabă... încredere. Am înțeles. Rice Project ăia sunt niște hoți. De ce? Cum să explici? Adică sunt oamenii lui Iohannis. Oamenii lui Iohannis la butoane. Eu nu aș crede așa. Am un frate care lucrează la Rice și nu pot să zic despre fratele meu că Na. ar lucra pentru Iohannis. Na, Oleg. Iohannis cred că ar câștiga președinția și de data asta. Dar știți de ce? Pentru că sunt la butoane. PNL-ul, SRI-ul și STS-ul sunt la butoane. Toți sunt oamenii lui Iohannis. Toți îl votează pe Iohannis. Pentru că Iohannis este un penal. Iohannis a fost implicat într-un trafic de copii. Nu, pe YouTube să vă uitați. Pe Pe YouTube să vă YouTube sunt uitați. multe tâmpenii, Alex. Nu, nu, nu. O bătrână a mărturisit. Dacă Iohannis a făcut atâtea rele, de ce nu a fost până acum judecat? Că n-a fost tot timpul președinte cu imunitate. A A fost fost și apărat de lume, a fost. politician. A fost apărat de justiție, Iohannis. A fost el. Toată justiția, procuratura, magistratura, toți au fost lui Iohannis. Plătiți de Iohannis. Bun. Mulțumesc, Alex, pentru intervenție. Eu zic să nu te grăbești cu concluzii, ci mai degrabă să păstrezi rezerva vârstei și să Da, eu cercetezi. mi-a spus părerea, pentru că în țară se fură multe. Și doamna De Viorica acord. Dăncilă a venit ieri la Botoșani și a fost huiduită de mulți oameni, printre care și domnul Daniel Cășlariu, președinte, adică reprezentantul grupului civic din Botoșani, a protestat și el pentru infrastructură. Pentru că noi nu avem o infrastructură în țara asta. 2 ani de zile, tot promisiuni și n-au făcut nimic. Bine, Alex, mulțumesc pentru intervenție. Bine, Pentru sănătate. că la vârsta ta și eu eram categoric, mai ales cu cei din jurul meu sau cu profesorii mei. Mi-amintesc că una dintre profesoare, profa de istorie, acum e activă pe Facebook, s-ar putea să vadă discuția asta și să-și amintească de scenă. Mi-amintesc că odată în niște dispute principiale sau poate neimportante, dar am făcut-o să plângă și m-a luat de o mânecă și m-a dus la director. Și alți colegi de-ai mei tot așa erau nesuferiți și maximaliști. Probabil asta e caracteristica vârstei, dar eu zic la vârsta ta tot e mai bine să fii mai reținut și să te gândești că oamenii din jurul tău care sunt cumva mai trecuți prin viață știu mai multe. Poate nu neapărat înțeleg la fel de bine ca tine, dar ar trebui să nu te grăbești cu etichete și cu concluzii, ci mai degrabă să ai urechile mari și ochii larg deschiși ca să vezi și să încerci să înțelegi ce se întâmplă și mai puțin să te grăbești cu concluziile.
Pe de altă parte, dacă nu începi de pe acum să emiți opinii, să te dai cu părerea, când? La 30, la 70 deja o să începi a vorbi, atunci s-ar putea să nu mai ai abilitate. Trebuie de pe acum să te arunci în vâltoarea vieții și ai scuza că ești minor, că poți să greșești, că... Na, se iartă. Dima Pulcinski zice, consider că armata trebuie să fie pe contract, Moldova trebuie să modernizeze armata, 10.000 de soldați profesioniști. Deci anume 10.000 și nu 3.000 de exemplu. Ce să facă 10.000 de soldați? De ce să întreținem 10.000 de soldați? Ce să facă? Împotriva cui? Suntem înconjurați de Ucraina, prietenă, și România, soră. Bine, avem în coastă o armată enormă rusească, tot câteva mii de militari și munițiile cele, o rezervă enormă de muniții, dar cele deja sunt expirate și mai degrabă trebuie detonate sau evacuate la metal uzat pentru că nu prea sunt bune de folosit în război. Dar într-un caz de conflict militar, noi nici cu 20 de mii de soldați nu reușim să facem mare lucru împotriva armatei rusești. Și mai ales că Rusia acum nu mai luptă cum lupta, ci bagă tot felul de omuleți verzi, de mercenari, de tot felul de provocări. Bătălia cu Rusia acum se dă prin Sputnik, de exemplu, sau prin primul canal care, iată, e preluat de la Plahotniuc, de Dodon și va continua să ne spele creierele. Prin agenți economici, prin Yandex Taxi, de exemplu. Și nu prin armată. Pentru ce să întreținem 10.000 de militari? Mie mi se pare enorm de mult și nejustificat. Am și eu un canal pe YouTube unde prezint neregulile din țară. E ok să arunci o privire aici? Mulțumesc, biju, biju. Mă întreb cât curaj ai să prezinți opiniile sau problemele pe acel canal al tău. Dacă te prezinți cu pseudonim pe Facebook, iar pe YouTube ai numele Știri Reale. Da, mă abonez la tine și dacă o să-mi fie interesant, o să te urmăresc, să dau like-ul și o să comentez. Dar deocamdată văd doar reportaje furate de pe la televiziuni, mai ales de la televiziuni de tristă faimă care dau mai degrabă diversiuni decât știri. Deci nu sunt știri ce difuzezi tu. Vreau să te dezamăgesc. Ce părere ai despre cumpănașul? Ești de acord cu mine că se folosește de Alexandra să-și atingă scopul? Biju, biju. Chiar dacă ai pseudonim, dar mi se pare că ai simțit esența. Cumpănașul ăsta mi se pare o bulă de săpun care după alegerile prezidențiale va face cu 2% sau și mai puțin. Și gata, de el se va uita. N-am urmărit niciun live de-a lui pentru că nu suport atitudinea, stilul ăsta, morga asta de salvator al nației. Deci nu mă interesează cumpănașul. Bună seara, domnul Oleg și domnul Borodachi. Intrați dumneavoastră în seara asta? Întreabă domnul Alex Max. Cred că știu cine-i. Vreau să vă amintesc că de ceva timp din astă vară s-a desființat serviciul gratuit oferit de Google Hangouts și acum nu putem interacționa decât așa pe live pe Facebook și poate să intre doar o persoană cu cel care a inițiat Hangout-ul dacă apasă pe butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului și e bine să aveți pornită rotirea automată a ecranului și să țineți ecranul în poziție orizontală că altfel nu o să poată suprapune imaginea mea orizontală cu a voastră verticală. Dar trebuie să găsim o soluție, trebuie să încercăm cumva conferințe pe Skype, conferințe pe Facebook cu retranslarea lor pe YouTube, nu știu cum, o să ne mai gândim. Eu am interes să retranslez pe YouTube pentru că din YouTube mă hrănesc, din publicitatea de acolo mănânc. S-ar putea să caut monetizarea și pe Facebook, dar deocamdată am venituri suficiente încât să nu mor de foame și îmi permit independență financiară, am timp să stau câte o zi întreagă în instanța de judecată, iată cum azi am avut două
ședință, două procese, dar la unul n-am putut să mă prezint pentru că m-a ținut celălalt la Bolintin Vale toată ziua. Deci un om de rând care are de întreținut o familie sau care are dorință să-și facă casă, să-și ia mașină, ultimă generație, n-ar putea să facă ceea ce fac eu, să filmeze polițiști, să primească amenzi, să conteste, să dea în judecată, să scrie plângeri, petiții și tot așa. Eu îmi permit, mai ales pentru că am autonomie, independență financiară. Și de asta am nevoie să bag video pe YouTube sau poate să găsesc o posibilitate de monetizare pe Facebook, pentru că contul de Patreon pe care l-am deschis acum un an jumate, doi, nu mă ajută foarte mult pentru că cel mai mult am avut 10, 12 patroni, cel mai mult a fost până la vreo 100 de dolari sau euro pe lună. Acum am tot așa vreo 10, 11 patroni, dar fiecare donează puțin cât poate, cum zice Sergiu Mocanu, câte o cafea sau câte un ceai. Și ies vreo 40 de dolari pe lună. Deci nu e o sursă de venit foarte sigură, mai ales la sfârșit de lună, când e perioada de facturare, de taxare, foarte mulți pleacă. Nu știu de ce, stau, se numără printre patronii mei și atenție, n-am avut până acum nicio patroană, doar bărbați. Se numără printre patronii mei, dar când la facturare pleacă, ies. Și de fiecare dată la sfârșit de lună și la începutul lunii următoare, numărul patronilor scade sub 10 drastic. Da, asta e situația. Poate că nu le place sau poate că văd că mă descurc și fără ajutorul lor. Oricum, mulțumesc tuturor celor care mă susțin cum pot și îmi zic cuvinte de bine. Iată, azi am întâlnit și în instanța de judecată un omulean absolut simplu, de rând, care se judeca și el și-a stat o jumătate de zi în instanța de judecată și după aceea s-a hotărât el să mă întrebe, dar nu ești acela? Și am zis, da, sunt acela. Și ne-am făcut și o poză, am pus-o pe Facebook, ne-am bucurat unul de altul, am comunicat. A zis că lucrează paznic și de fiecare dată, duminica, când e în tură, stă și se uită pe internet, pe YouTube sau pe Facebook, pentru că îi place ce și cum fac. Tigru Siberian, nu știu de ce zice că stăm pe bancă la discuții, mâncăm semințe, popcorn și putem și comenta. Azi am mâncat bine când m-am întors de la judecată și acum mi-am luat doar ceai de ierburi fără semințe, dar îmi place popcornul, îl fac. Am descoperit că pot să-l fac fără ulei și fără sare. Foarte sănătos. Bagi porumbul în ceaun, dai focul cât de tare vrei, e bine să-i agiți din când în când și eu știu, după 5 minute de călit așa, pui capacul pentru că s-ar putea să-ți sară în cap. Și când termină de pocnit, oprești focul, scoți capacul și savurezi popcornul făcut acasă, fără ulei și fără sare, că e sănătos. Privesc, dar am mult de publicat, fac două lucruri odată, ne auzim, zice Valentin Borodache și se înțelege că nu va dori să intre azi în direct, dar Valentin Borodache a făcut multe declarații ultima vreme. Știu că a candidat și el, spre deosebire de mine, el a reușit să intre în cursa electorală. Nu știu, nu cred că a fost ales consilier local la Larga, unde a încercat, dar omul măcar și-a încercat puterile și e ocupat acum, multă vreme n-a avut computer, am strâns cureaua și am dat bani de la Hyde Park, tot din donațiile voastre sau din banii care se adună din publicitatea de pe canalele YouTube ale noastre. Și-a luat omul laptop și acum are de recuperat, de publicat videouri pe care le-a tot ținut o lună pentru că nu avea computer. Tigru Siberian zice, am făcut armata 2 ani și nu consider deloc o pierdere de timp, ba, dacă s-ar putea, aș mai repeta măcar 3 luni, dar în aceeași unitate militară. Este o experiență unicată, care m-a ajutat mult ulterior în viața de matur. Postscriptum, am înțeles corect, tema e cu armata, scuze, am intrat mai târziu. Cum se obișnuiește la mine, la Oleg Brega, temele sunt flexibile, relaxate, mai ales că s-a terminat campania electorală, sau pentru mine s-a terminat, eu nu mă mai implic, am fost la alegeri, am fost la mine în sat, dar cred că am vorbit despre asta.
A, nu, după alegeri n-am mai vorbit pentru că am tot fost plecat de la PPN la Chișinău, de la Chișinău, iată încoace în București. Dar am fost la mine în sat, am votat sau am ales, ca să zic așa, am votat și contra tuturor, am ales un partid pentru Consiliul Local din sat, dacă se pare că n-a intrat în Consiliu, și am ales un alt partid pentru Consiliul Raional. Am fost surprins să primesc 3 buletine de vot și eram cumva emoționat că numai femei erau în biroul celălalt electoral de la secție, de la Casa de Cultură, unde votez eu. Și am votat în ultimele 30 de minute înainte de închiderea urnelor. Florin Stancu mă întreabă dacă mai strig, măi, poliția. Azi am relatat în instanța de judecată despre ultimul incident cu poliție, cred că a fost ultimul, cel din 29 iunie anul ăsta, când terminam tura cu bicicleta la Dunăre și la Olt. Tură de o săptămână cu bicicleta, veneam obosit și m-a atacat un polițist. Și atunci nu mai strigam poliția, pentru că era ziua și oamenii vedeau că mă hârjonește un polițist. Dar strigam că sunt abuzat, că mi se încalcă drepturile de către un polițist. Și judecătorul m-a ascultat azi atent, a zis că o să privească video data viitoare și a zis să aducă și un martor ca să se lămurească despre situație. Despre același caz am scris și plângeri penale la parchet. Se ocupă procurorii să vedem dacă o să găsească vreo pedeapsă pentru acel polițai. Tigru Siberian reacționează la declarațiile lui Alex. Iohannis, trafic de cofii. Ce aberați, Alex, lasă-te de analize, nu le stăpânești deloc, devii ușor victima dezinformărilor. Aveți grijă, vă rog, ce știri consumați. S-ar putea unele forme de știri să fie bune pentru borș, altele să te umfle la stomac. Țările mici au nevoie de armată ca să nu fie eventual ocupate de forțe străine în 30 de minute, ci măcar în 24 de ore. Că ca să aibă timp guvernul să se evacueze și eventual să salveze aurul băncii naționale. Ați înțeles? Da? Deci de asta are nevoie patria de armată. Ca elitele să aibă timp să spele Putina în caz de război. Eu nu vreau să fiu carne de tun în război și nu vreau să fac serviciu militar nici din cela obligatoriu, oaste cu arcanul, și nici serviciu militar de mercenari. Mă gândeam azi că tânjesc, că am încercat de 2 ori să intru la jurnalist și după aceea întâmplător am prins facultatea asta de film și am făcut 2 facultăți de film până la urmă, când de fapt poate vocația mea ar fi fost dreptul, să învăț drept. Îmi pare rău că n-am învățat drept. Dar ce aveam să fac dacă terminam dreptul? Aveam să mă fac judecător ca acela țurcanul cu care eram coleg la cursurile pregătitoare la universitate și care după aceea a ajuns să mă judece pe mine și să-mi aplice și mie și lui Ghenadie niște amenzi pe care le-a achitat taică-meu pentru că noi eram săraci lipiți pământului, iar taică-meu ducea la Moscova și câștiga bani. Și după ce Moldova a fost condamnată la CEDO pentru acele amenzi aplicate de polițiști, dar menținute de judecătorul Țurcanu, care după aceea a ajuns șef al judecătoriei centru și după aceea a ajuns judecător la Curtea de Apel, l-am întâlnit, iată, acum, recent, în instanța de judecată. Sau să mă fac procuror ca unul sau doi colegi de-a lui fratele meu, de-a lui Ghenadiu, sunt procurori acum. Sau să mă fac polițist, anchetator, ca alți colegi de-ai lor, de-a lui Ghenade, că eu nu am astfel de colegi, eu am colegi militari. Dar nu-ți trebuie drept să termin drept ca să te faci militar. Deci, sau să ajung avocat și stau în instanțele de judecată și să aștept să-mi vină rândul să mă umplu de ciudă. Eu și așa cu procesele mele mă duc la ședință și mă sufoc să consum atâta timp. Bine că acum s-a descoperit internetul și gadgeturile astea și nu ai senzația că chiar pierzi timpul. Dar să stai și să te uiți la un proces. Era o judecată azi
Bine, aia a fost interesantă, că de ce a murit câinele și cine e vinovat, proprietarul sau persoana care i-a lăsat în grijă animalul. Dar celălalt, un proces de divorț în care a râs toată sala când a aflat că bărbatul trăiește cu femeia altuia, dar femeia ta cu cine trăiește? Trăiește cu bărbatul ei. Adică au făcut schimb de cupluri, de perechi. Un bărbat a luat o nevastă, după aceea a luat altă nevastă, iar soțul aceea a venit cu nevasta lui. Și acum nu pot împărți copiii. Să nu se... Lasă vină la mine să întâlnească copiii, dar nu ia copiii la ea. Păi de ce? Că o să-l vadă pe bărbatul cealaltă. Care bărbatul cealaltă? A fost soțul lui nevastă ta de acum. Vai de capul meu. Bine, și fiecare proces dura câte o oră, două cel puțin, că s-audiau martori și pentru asta să mă fac eu jurist, să fac dreptul. Domnul Borodache a candidat la Lipcani, dar eu cum am zis? Nu Lipcani am zis, scuze dacă am greșit. Ah, la Larga, da, nu, el a candidat la Lipcani, e drept. Face niște reportaje super, zice Alex, de la Iași despre Valentin Borodachi. Na, eu n-aș fi atât de generos în aprecieri. E minunat, e curajos, e prezent, are spirit de observație și găsește probleme. Descurcăreț. Dar super nu mai sunt reportajele lui Valentin Borodachi. Haide și în Mureș, zice Lenuța Ionuț Oltean. Hai, filmați voi acolo și relatăm pe Curaj TV și din Mureș. Să avem reporter și acolo. Ghiță Pomozoc zice că era să fiu procuror un fel de Chioveși. Da, e un personaj controversat și Laura Codruța Kövesi. Și eu nu știu cum m-aș fi comportat dacă ajungeam, eu știu, în organele astea de stat, acuzator de stat sau, eu știu, judecător. Nu știu cum m-aș fi comportat. Eu cred, sper că aș fi fost tot așa justițiar, principial, pentru că așa mă țin minte de când eram în școală, încă învățasem pe timpul sovietic, că trebuie să fii corect, conform legii. Eu am fost foarte uimit, consternat, când ne pregăteam să intrăm în Comsomol, fusesem octombrie, pionieri, așa se numeau aripile tineri ale partidului, singurului partid, Partidul Comunist din Uniunea Sovietică. M-am pregătit, am citit statutul, ce întrebări mai erau acolo ca să... Ce congrese au mai fost? Eu nu știu ce să învăța atunci, la sfârșitul anilor 80. Și m-am dus la comisia aceea de admitere. Cumva un reprezentant al comsomoliștilor de la raion era colegul nostru de clasă, Oleg Cernei. Cumva cu un an sau doi mai mare, dar învăța cu noi colegi, pentru că, na, de motive de sănătate a rămas anul. Și el era în comisia aceea. Alții m-au întrebat, ce m-au mai întrebat? Iar Oleg Cernei m-a întrebat absolut penibil de unde am ochii albaștri, de la mama sau de la tata. Ceea ce m-a dezamăgit nu atât despre Oleg Cernei, cât despre Partidul Comunist, despre ideea asta de comsomol, de dreptate, de legalitate. Cum să întrebi așa ceva într-un examen despre Comsomol. Mi s-a părut penibil și de atunci am început să-mi pun întrebări, oare cât de serioși sunt ăștia. Dar am învățat lucruri bune totuși pe timpul sovietic. Învățam comunismul științific, că în cosmos nu există niciun Dumnezeu, că a fost Gagarin pe acolo și n-a găsit nimic sau... Na. Să respectăm natura, să respectăm oamenii din jurul nostru, să respectăm legile, să fim principiali și corecți. Și eu le luam de bune, făceam cum ni se spunea. Când ne uitam la serialul acela despre comisarul Catani, evident țineam cu personajul principal, comisarul Catani, după aceea foarte uimit am fost că mulți dintre colegii mei simpatizau alte personaje de acolo și chiar învățau cum să se comporte perfid, nociv, toxic, ca personajele pe care le-au văzut prin tot felul de seriale, prin cărți, prin
La televizor? Deci eu probabil dacă aș fi mers pe carieră juridică, poate că aș fi fost un comisar ca Tamin, poate aș fi fost ca Laura Codruța Kövesi, dar nu știu cum e percepută Laura Codruța Kövesi la noi. Mulți au păreri împărțite despre ea. O grămadă de lume acum e deranjată de felul cum s-a îmbrăcat Igor Dodon la Tokyo, la inaugurarea noului împărat sau ce ceremonie a fost acolo, că s-au întâlnit mulți șefi de state și de guvern. Căci că nu se îmbracă la frac cravata, că pantalonii sunt prea lungi, că s-a dus cu toată familia. Băi, oameni buni, ați vrut stat, ați vrut președinte, așa se întâmplă. Un șef de stat merge cu toată familia și cheltuie din bani publici. Ați vrea cumva din tot mama să-l întrețină și când se duce să-și cumpere frac la ceremonie în Japonia. Dacă nu vreți stat, haideți să-l lichidăm, îl unim cu România sau declarăm război Americii, cum se mai glumește din când în când. Și ne ocupă a doua zi și suntem americani, al 52-lea stat american. Hai să mai citim dacă mai sunt comentarii. Poate ne mai propune lumea teme de discuții sau poate vrea cineva să intre în direct în dialog cu mine. În afară de Alex Blake, văd că nu sunt alții. Aș putea să o invit pe doamna Maria Olar, care privește acum și are posibilitate pentru că privește de pe telefon. Dar dacă nu și-a manifestat dorința să participe, o lăsăm în pace. Cine vrea să participe, apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului, că numai de pe telefon puteți participa cu mine în direct. Unde au rămas comentariile? Nu toți care au trecut prin viață devin înțelepți. Durac stanovița starım duracom. Este человек idiot, это надолго. Tot tigru siberian a trecut la rusă și zice că senectutea, bătrânețea nu te face neapărat înțelept. Da, totuși când emiți o opinie bătrân fiind, te bazezi pe mai multe cunoștințe acumulate pe întregul vieții, pe când necopt fiind, copil, adolescent, foarte tânăr fiind, te bazezi pe experiența ta de viață din care știi doar trei chestii. Dar de regulă e cel mai ușor să emiți opinii când ai puțină bază, când ai puține părți ale problemei. Când cunoști mai multe chestii, atunci tamam prin asta și se manifestă înțelepciunea. Că cântărești mai mult, vorbești mai puțin. Bine, dar continuați să vorbiți acum cât sunteți inconștienți. Când o să deveniți conștienți, ar putea să nu mai aveți chef să vorbiți, că o să simțiți greutatea cuvintelor. Mulți foști colegi de facultate devin niște lichiene ajungând în funcții publice, zice tot tigru siberian. Atenție, e un pseudonim, evident nu așa îl cheamă pe om, chiar dacă Facebook-ul te obligă să ai numele real. Aerul funcțiilor înalte îi amețește și strică, de fapt. Îi strică anturajul, colectivul de acolo. Acolo lichelismul e regulă de comportament. Dacă nu corespunzi, ești eliminat. Am ceva experiență personală, acestea nu sunt doar presupuneri. Din păcate, cam asta e firea românească, deși, totuși, nu chiar întotdeauna. Da, să nu ne facem iluzii că clasa politică ar fi mai bună decât tot neamul. Care e atmosfera în societăți, în ONG-uri, de exemplu, sau în familii, în clanuri, în neamuri, la adunări de ceremonii de familie, la hramul casei. Cam asta e atmosfera și în partide, cam asta e atmosfera și în guvern. Deci cei care ajung în partide, cei care ajung în guvern, ne reprezintă fidel, sunt ca imaginea noastră în oglindă. Îți place mai mult în România decât în Moldova? Bogdan Damian, de unde ai luat-o? Mie îmi place oriunde și critic orice.
Eu oriunde mă duc, mă simt cumva obligat să găsesc probleme și să le caut soluții și critic orice. În București e mai multă agitație, mai multă aglomerație, sunt mai mulți oameni. În Chișinău sau la Iași sunt mai puțin. La Pepeni, în genere, e pustiu. Aproape că n-a rămas nimeni. Când am intrat în secția de votare, m-am mirat că mai venea cineva din urma mea foarte tânăr, dar am impresia că i-a adus cineva organizat la votare. Am înțeles că prezența la vot a fost foarte slabă. 40 pe țară, 30 în Chișinău. Maria Olar, de ce nu intrați în direct cu Oleg Brega? Insistă și Valentin Borodache. Să vă spuneți părerile. Maria Olar intră în direct și cu Oleg Brega și fără Oleg Brega de câte ori are nevoie. Are telefonul femeia și se duce în diverse instituții, instanțe sau chiar pe stradă și intră în direct și foarte des o urmărim, o admirăm și chiar am invitat-o în asociația Hyde Park. Observ că mulți dintre colegii mei din Hyde Park mă urmăresc acum și mă bucur, îi salut cu ocazia asta. Le-am propus recent să discutăm despre anumite probleme din Hyde Park într-o discuție live, la distanță, pentru că e tot mai greu să ne întâlnim acolo a ieri, cum făceam altă dată, făceam adunări generale de Hyde Park, cel puțin anual, că așa ne obligă legea, dar uneori se întâmpla să o facem mai des și cu ședințe, cu congrese, cu adunări generale neordinare. Dar ultima vreme, mai ales din 2008, de când am renunțat să mai fim formalizați, să avem cont la bancă și să fim înregistrați cu ștampilă, de atunci ne-am mutat treptat în mediul virtual și acum foarte puțin, poate a cincea parte, un sfert dintre membrii Hyde Park mai sunt într-un loc, în Republica Moldova, de exemplu, pe la Chișinău. Cei mai mulți sunt peste graniță, peste prută încoace în Occident, nu știu dacă e cineva în Est, poate că. Și unii dintre ei nu s-au văzut niciodată la față a Ievea cu ceilalți membri Hyde Park. Deci acum s-a virtualizat asociația asta. E cumva altfel decât a fost la început în 2003, când abia ne constituiam. Sau în anii 2000, la începutul anilor 2000, când eram ca mișcare de ascultători ai unei emisiuni radiofonice. Cam astea sunt comentariile și întrebările. Nu mai vrea nimeni în afară de Alex să intre cu mine în direct. Nici eu nu insist să vă poftesc. Nu. N-am vrut să vă provoc cu vreo temă anume, am vrut doar să stăm să mai discutăm, să vă povestesc eu de ale mele, să mă întrebați voi de ale voastre, ca o alternativă, ziceam, la dezbaterile electorale sau la problemele cu guvernarea aici la București. Încă nu au guvern numit și e posibil să nici nu-l aibă de la prima încercare. În Republica Moldova avem guvern, dar foarte multă lume e nemulțumită. Nu știu cine și de ce a fixat întrebarea asta cu Maria Olar. Asta e despre viața politică. Altfel, despre școală, și aici și acolo se vorbește despre fondul școlii, corupție, fondul clasei și ziua profesorului. Eu n-am copii la școală, dar din câte văd, din câte urmăresc, îmi dau seama că e o problemă gravă, mai ales pentru că din asta copiii învață că trebuie să te descurci prin corupție, cu corupție, și asta nu ne dă deloc speranțe că următoarele generații de cetățeni vor fi altfel, vor fi mai buni, mai puțin toleranți la corupție decât ceilalți. Dar văd că nu vrea să formuleze nimeni asta ca problemă și de aceea nu insist nici eu.
Acum deja că sunt la București, că am conexiune bună, că am, iată, o odăiță asta în care mă pot exprima singur. Am computerul ăsta bun, telefonul de la un frate, computerul de la alt frate. Și cu ajutorul vostru poate o să intru mai des și o să comunicăm mai des. Nu promit că chiar în toată seara, dar din două în două seri o să mai vorbim. Cel puțin până la venirea iernii. Pregătiți-vă să schimbați acele de ceasornic cu o oră înapoi, sâmbătă spre duminică. Și s-ar putea să treacă de grabă moda asta. Într-un an, doi, Europa va renunța la metodă, la tradiție și probabil Republica Moldova va imita Uniunea Europeană și tot așa nu va mai trece decât odată și definitiv la ora de iarnă, care ziceam, am înțeles, e cea mai potrivită cu fusul nostru orar. Și să vedem ce va face România și dacă va fi aceeași decizie să rămână la aceeași oră. Dar probabil, cel puțin din motive politice, chiar dacă geografic între Timișoara și Tighina, de exemplu, e distanță foarte mare, din motive politice va trebui să fie o decizie să fim pe același fus orar și să avem aceeași oră și la Timișoara și la Tighina, ca să nu rămânem unii poate cu Chievul, alții cu Budapesta. Dar nu că ar fi o mare problemă. Sunt atâtea țări care au 2, 3, 10, 11 fusuri sau fuse orare încât se descurcă. Chestiile astea sunt tot mai puțin importante acum când cu tehnologiile astea și cu comunicarea peste granițe. La ora asta poate e 6 dimineața și cineva privește de pe continentul american sau din Asia, de foarte departe, pentru că planeta e un sat mai mic. Poate data viitoare vă provoc să ne gândim și să discutăm despre mondializare, despre globalizare. De exemplu, că asta e o temă pentru mine importantă. Să vedem ce tradiții trebuie să cultivăm, să povestim despre Halloween, de exemplu, sau despre tradiții de ale noastre, călușarei și steaua, și la care tradiții ar trebui neapărat să renunțăm ca fiind anacronice sau chiar certate cu legea. De exemplu, tradiția de a-ți bate copiii, metode de educație, sau tradiția de a-ți amenința cu răfuială fizică soacra ca să fie ascultătoare. Tigru Siberian zice, da, vrea și el transmisiuni live mai des. Nu știu de ce insistă să vorbească rusește azi, cred că a băut altceva decât ceai cum beau eu. Cristian Marin de la Ploiești zice, eu n-am încredere nici în Orban, cum n-am încredere nici în Ponta. Toți sunt o apă și un pământ. Și eu sunt sceptic și nu am mari așteptări. Totuși e bine să alterneze cât mai mult și cât mai des la guvernare, pentru că cei care rămân prea mult se îmbuibează și lasă rădăcini și e greu să-i scoți după aceea. Tigru Siberian zice, nu mai sunt lămpile lui Ilici mari consumatoare de electricitate, avem acum becuri LED economicoase și poate ăsta e unul dintre motivele pentru care se renunță la trecerea la ora de vară, la ora de iarnă, pentru că în halele uzinilor deja lucrează roboți sau oamenii care lucrează au lumini din astea LED-uri de 6W care consumă foarte puțin și deja poți de la lumina solară de peste zi să acumulezi niște energie care să-ți lumineze toată noaptea chiar și în trei schimburi. Și de asta nu mai e necesitate să se folosească daylight, lumina de zi. Mulțumesc tuturor pentru că ați fost cu mine în această oră de meditații. O să mă gândesc, o să văd, o să vă consult și pe voi. Când să mai intervin, cât să dureze, ce formă de comunicare să aibă, să încercăm conferințe pe Skype sau conferințe pe Facebook ca alternativă la Google Hangouts de altă dată. Oricum, eu
Din când în când o să fac live-uri dacă o să văd că se întâmplă ceva important, demn de atenția mea și a voastră. Până atunci, noroc!